Bună copii, bine ați venit la școala FDVDR! Astăzi am să vă arăt cum puteți să realizați o schiță folosind pastelul cretat. Acesta este diferit de pastelul uleios, cel cerat, prin consistența sa asemănătoare unei crete. Pentru tema de astăzi veți avea nevoie de un carton colorat, creioane și pasteluri, bineînțeles. Eu am ales să lucrez pe un carton colorat datorită efectului de contrast mai deosebit. Contrastul dintre fondul închis și culoarea intensă a pastelului. Vom începe prin a contura forma cu un creion deschis la culoare. Puteți să folosiți un creion alb, galben sau oranj deschis pentru a vedea mai bine forma conturată. După ce o să terminați de desenat conturul, va trebui să folosiți partea lată a pastelului pentru a întinde uniform pe suprafață întreaga culoare. Cu vârful puteți la final să realizați câteva accente, dar numai după ce ați acoperit întreaga suprafață. Întinzând cu partea lată a pastelului, puteți să combinați culorile între ele și, de asemenea, aceste culori pot fi combinate și prin întinderea cu degetul pe suprafață sau cu un șervețel, ca să obțineți un efect mai uniform. La final, după ce o să terminați de colorat și acoperit întreaga suprafață, trebuie să utilizați un fixativ special pentru cărbune și pastel ca să fixați întreaga lucrare, pentru că altfel aceasta se va curăța și practic o să pierdeți tot ceea ce ați realizat. Deci trebuie să fixați întotdeauna desenul la final.